Vă salut, o nouă zi, dimineață, ia să văd eu câte grade sunt, că pus că am fric. E, acum s-a ridicat la 4 grade, dar a fost 0 grade, chiar cu minus. Minus 1 grad sau 0 grade, cam așa a fost. Ia să văd, eu am rămas aici. Deci, repet, la 2 săptămâni îi vine rândul din nou să-i sal capacul la acest tub. Fiindcă merg așa, la fiecare. Și în caz de în 2 săptămâni îi mai piere din albină, se mai depopulează, atunci intervin. Uite, chiar ăsta e mai slăbuț. Da. Deci ăsta are ghemul nu de la 3 degete de aici, de la 4. Adică începe de aici. Și aici la fel, uite, cam pe la 4. Deci ăsta e mai slăbuț. Dar totuși albina am la diafragmă, am la diafragmă. Eu zic să-l las așa. Dar totuși posibil cu prima ocazie să-i scot o ramă, să rămână în 4 rame. Vezi, dacă nu mă uit. Deci ăsta când va începe cu puietul, pe el nu-l ajută deloc treaba asta să fie așa, cum e acum. Mai vedem în 2 săptămâni ce se întâmplă. El, dacă a avut ceva probleme, să zicem că a avut varoa, da? Albina pleacă. Pleacă pe ordinși. Pur și simplu, uite pe aici aici. Chiar dacă e frig, iese pe aici, zboară și moare afară. Deci chiar dacă e frig, ea iese afară să moară. Dacă nu mai pasea, să moare și cade pe fundul stupului. Ia să vedem și ăștia de la clasa 1 de aici. Ăștia au duc boierește, deci afară au fost, să zicem, 0 grade. Iar aici avem 7 grade, un cuib 16 grade. 15,9, da? Albinuțele strânse și aici frumos. Nu prea se vede în filmare, nu? Nu prea se vede. Ba, eu zic că se vede. Ba, da, se vede. Ghemul mare, frumos. Uite. Ia uitați-vă voi, acum le-am deranjat eu pe ele. Uitați-vă la ele. Dacă ele simte ceva că eu am intrat aici. Pentru cei care spun că deranjez albina. Când urc eu la ele aici. Ia uitați-vă la ele. O frumușică, mă, te-am deranjat. Ia zi tu. Au ce să uită la mine. Hai că am înghețat de frig, mamă. Ia. Ia uite. Nici nu mă bag în seamă. Dar sunt unii care folosesc o zicală din aia spusă de unul. Nu zic de cine. De o persoană, nu știu. Că deranjez albinele, că... Da. Ia uitați-vă la ele. Frumoșelelor! A venit iarna! Da, uite ce frumos le văd eu acum pe toate. Cât mă ajută pe mine podișoarele astea. Frumos așa, uite, toate stau strânse. Dacă ar fi unul fără regină, l-aș vedea. Deci eu acum nu le fac niciun deranj, nici nu mă bag în seamă. Gândiți-vă că am mai spus eu vorba asta. Ele, normal, locul lor de supraviețuire era într-un copac. Da? Ia gândiți-vă copacul ăla. Nu cumva să mișca datorită vântului. A? Natural așa parcă trebuia să stea într-un copac. Unde bătea vântul, mai mișca, mai scârția copacul. Deci... Da, frumos și asta. Hai să vedem dacă găsim vreunul mai depopulat. Cred că vedeți ghemul acolo, da? Deci mare așa, cu toate ramele frumos. Uite și la asta. Îmi place că stă albina și pe mirea căpăcită. Totul în regulă. Dar trebuie să am eu grijă de ele. Ele acum gata, sunt neputincioase, nu mai pot să facă nimic din cauza frigului.
Și eu dacă văd o anomalie, imediat intervin. De exemplu, aici după diafragmă. Dacă mi-ar intra un șoarece aici, păi nu-l văd eu aici. Ha, cum să intre aici la mine? Deci niciodată nu mi-a intrat șoarece în stup. Mi-a intrat aici, în camion, dar l-am prins. Când am urcat sus aici, mi-a mirosit a șoarece și zic, gata, trebuie să-l prind. Deci, uite, toți stupii, ne uităm la toți, da? Ia. Frumușelelor, uitați-vă ghem aici, că toate ramele. Bravo! Deci eu mă uit acum, când mă uit așa, mă uit și aici, că poate să fie un șoricel pe acolo și atâta îmi trebuie. Ia să vedem pe aici. Ia să vedem și pe aici. E bine. E bine. E bine. Cum să stau eu cu șoarecele în stup până în primăvară și atunci să-l văd? La mine, cel mai rău caz, o zi, atât. O zi poate să fie un șoarece într-un stup aici. Dacă ar fi, de exemplu, în stupul ăsta un șoricel intrat, aș vedea albina agitată. Aș vedea aici, după diafragmă, imediat albina dusă după el. Uite, frumos. Deci ăsta, uite ce se întâmplă ăsta. Aici, după diafragmă, are mai puțin albină. Aproape că i-ar merge scoasă o ramă lui ăsta. Ia să vedem aici. Da. Deci uite, de exemplu, ăsta începe ghemul cam după aici. La 4 degete, chiar 5. Da? Că uite aici în margine, dacă luminez, e gol. Și nu-mi place. Deci asta îi punem un semn. Ce număr e asta? Numărul 9. Da, la bobocea. Asta ar trebui scoasă o ramă ca să înceapă el cu puietul bine. Ia uitați-vă că am și eu condens. Ba frumosule, mă, nu cumva tu ai puie, dar ai făcut condens. Am aerisire aici. Am două găuri acolo. Nu, asta nicio problemă că a făcut. Uite, de-i singurul cu condens, atenție. Deci condensul ăsta indică că el mai are puiet. Ia uite, regina de la Oprea. Oprea, uite-te aici că regina ta bagă puiet și iarna asta, bă. Deci nu are voie să fie, ăsta e pe afară, deci nu e pe afară, e pe înăuntru. Deci e singurul cu condensul ăsta, care nu e nicio problemă, condensul ăla mic. Dar vreau să spun că aia îmi indică că ar avea puiet. O mai avea puțin puiet, eu știu. O lăsăm așa. Ia să vedem, mai departe. Arată bine, albină și aici în spate, dacă o vedeți. Totul frumos. Ia să vedem și pe aici. Arată bine. Arată bine. Bine și aici. Și uite, așa ne-am uitat la toți. Și deci am descoperit unul care, uite, ăsta are albină multă după la diafragmă aici, uite și acolo. Ăsta ultimul, cu prima ocazie când va fi mai cald, cred că e scotorama. Că nu-mi place mie aici, ghemul că mic. Adică mic. Ia să dau eu asta la o parte. Ușurel așa. Asta e aparatul meu de încălzire. Ia, se vede acolo. Deci ghemul începe cam de aici. Deci la 4 degete, chiar 5, cam după aici. Și aici începe cam după aici, tot așa, la 4-5 degete, uite. Deci e mai micuț. Dacă eu îi scot rama asta, îl fac ghemul mai mare. Îl ajut să-și facă ghemul mai mare. Da. Nu, că n-ar merge și așa, mai ales că aici pe camion merge și așa, dar eu cred că eu o să-i scot o ramă. Ca să-l ajut. Că de-aia sunt lângă ele, să le ajut. Deci cu prima ocazie când e cald, nu-i nicio grabă să-i scot rama, fiindcă momentul ăsta e de repaus pentru ele. Adică nu-i să zici că au puiet acum. Gata. Treaba e bună pe aici. Putem să plecăm la oraș. Deci uite diferența. Înăuntru am 8 grade și afară au fost 0 grade.
He, chestia asta le ajută. A trecut o zi din asta în care ele n-a stat la 0 grade, a stat la 8 grade, mai trește și ea cu câteva ore în plus. Mâine încă o zi, care pentru ea înseamnă încă câteva ore în plus de viață. Și uite așa se adună, poate 2 săptămâni să trăiască în plus albina asta mea care o iernează aici. Salut, vecine! Uite așa se adună vreo 2 săptămâni să trăiască mai mult albina, care iernează la căldură. Na, că v-am zis secretul, cum trăiește albina mai mult. Gata, mergem la oraș. Treaba e că astăzi trebuie să iau 2 baxuri de polistiren. Am eu de făcut ceva cu el. Și nu știu dacă mi-intră înăuntru aici, că eu în spate am miere. Mașina e mare, e breca, are intrada. Nu știu cum să fac eu aici. Cred că îl scot din folia aia. Și dacă bag așa cât o placă, cât o placă, are intra. Și dacă nu intră, ce fac? Îl cumpăr și după aia mă uit lung la el. Că nu mai pot să le iau acasă. O să iau astăzi un bax, mai iau mâine încă unul. Și asta e o idee. Ei, astăzi am am o comandă. Mulțumesc la persoana care m-a sunat ieri, aseară m-a sunat. A spus că mi-a văzut filmulețele mele și vrea să cumpere 3 borcane, parcă a zis. 2 sau 3 borcane de miere de salcă. Și am spus că astăzi, în jur de ora 10, ajung cu mierea la el. Ah, și i-am spus dacă îmi dă voie să filmez și a zis că da. Deci o să filmăm. De obicei oamenii sunt foarte reținuți în privința asta. Deci, când te vede cu telefonul că filmezi, nu le convine deloc, o ia la fugă. Dar le place să vadă filmulețe în care arăți ce faci. Și când vorbești cu cineva și când și activitatea care o faci. Le place să uite, dar el să nu fie filmat. E, persoana respectivă a zis că nu-i problemă, pot să filmez. O să mergem să-i ducem mierea. Ce mai am de făcut azi? Mi-a scris cu hârtiuța aici. Deci să iau polisteren, 3 foi de tablă. Și pe cablu, ori șuruburi. Să merg la Ovisan, poate ajung și la Ovisan. A zis că și-a luat o presă nouă de ceară, una mare, de scoate faguri unul după altul, cu viteză. Ia să vedem, mă, ce-a făcut ei acolo. Poate ajung și pe la ei. Deci trebuie să duc mierea la persoana asta. Și mai trebuie să duc mierea într-un loc.
în două locuri, dacă vrea să cumpere, nu știu. Să vedem. Cam asta e activitatea pe ziua de azi. Deci mierea, dacă nu mă ocup să o vând zi de zi, pentru mine s-a terminat activitatea asta cu apicultură. Dacă eu nu vând mierea, la mine gata, s-a încheiat socoteala. Nu mai am bani să întrețin albinele, nu mai pot să le duc în pastoral. Ce fac cu mierea? Să mă uit la ea? Să mă uit la ea în butoi, în borcan, mă uit așa la ea, ce să-i fac? Mierea trebuie vândut. Cine s-o vândă? Albina? Albina a produs-o. Eu trebuie să o vând. La un preț bun, bineînțeles, că dacă o dau așa pe 2 lei, cine dă vină? Eu. Deci trebuie să am grijă să o dau la un preț bun, din banii aia să întrețiu și albinele, să am și eu de cheltuială, de supraviețuit. Că nu... v-am mai spus, eu nu mă îmbogățesc. Băi, de ce asta aici? Stai, mă, că opresc la un magazin mai aproape pe aici și dacă găsesc polistiren, îl iau și îl duc acasă, mă întorc înapoi. E deschis pe aici? Ia să vedem. Este, ia să vedem. Mamă, ce noroi are ăsta aici. Abia am spălat mașina, o murdăresc. Nu știu dacă are polistiren, să-l întreb. Pare că se vede. Cred că se vede, am umplut mașina de polistiren. Am găsit aici la mine în sat și nu mai iau de la oraș, iau de aceea. Adică l-am luat de aceea și îl duc acasă, mă întorc înapoi. Cum mergeam eu cu astea? Că mai am de cumpărat niște chestii. Două, trei fui de tablă și unde le mai băgam? Mă întorc înapoi. Gata, pun pauză și revin mai departe în activitate. În activitatea de astăzi. Vedem ce facem. Am ajuns la oraș și am sunat persoana care trebuie să-i duc miere. Trebuie să mă găsesc pe aici, pe undeva cu el. Vedeți că eu am dat drumul aici. Trăiți, dați drumul la orice. Vă salut, cu respect. Sănătate. Uitați, domnule, aici e... Ce-i cu aia galbene? Care galbene? M-ai dus în eroare. Păi n-ai mai o mașină cu galbene? Nu, cu asta merg eu. Cu asta? Am mai avut una, da, le-am mai schimbat. Mi-am luat și asta jos, cel puțin să ne... De la distanță nu-i nicio problemă. Așa. Da. Păi, cam aici este cu... Haideți să procedăm care... Deci două vreau. A, două borcane de salcâm, da. Sigur că da. Dați-vă aproape, că suntem... Să uitați dânsul ăla. Direct de la producător, mere. Îl caut pe domnul de 2 ani. Salcâmul e cea mai căutată. Salcâmul, da. Da, da. Una? Da. Țineți puțin. Eu caut site-ul ăsta de mult la apicultură și... Miere, uite, da. De salcâm, de întâi, de rapiță. L-am agreat pe domnul. 23, 5. Domnul Costin este, după părerea mea, cel mai un telefon pregătit. O carte de vizită. L-am văzut, l-am plăcut. Nicio problemă, domnul. Da, eu și cu toată încrederea. Eu cum am făcut nimic de prima dată. Deci cu toată încrederea mea. Dar eu și pe domnul după site. Și o să aveți aici telefonul. A, bravo, gata. Când doriți miere, mă sunați și eu vin și vă aduc. Domnul livrează la... Foarte bine. Și dacă vreți să vedeți activitatea mea cu stupii, pe YouTube, Costin 2003, pe YouTube. Eu mai mult am pentru dimineață că iau câte o lingură, două. Eu am, normal am un fel de diabet, dar n-are treabă. Asta pe stomacul gol. Da, e foarte... Eu vă spun ce consum eu. În fiecare zi ceai cu lămâie și cu miere. Toate bune. Sănătate. Luci! Da. Dați-vă aproape aici. Hai, domnul Luci, vai la mine. Hai, du-te și eu. Băi, da, mă, acasă. Ce ai, mă, nu ai dat. N-ai dat asta, zi. Da, mă, miere. Băi, stai să-l pun, mă, țărane.
oprit asta aici. Să... Dacă vreți mai discutăm, vă da. Vă spun, nu, că nu, cum considerați, dacă sunteți grăbit, eu... Nu sunt chiar grăbit, nu, nu. Că știu cum e. Deci mierea, asta e de salcâm 100%. Am fost la 3 culesuri de salcâm, așa arată, deci e puțin gălbuie, niciodată nu o să iasă lacrimă. Știu, am văzut și albă, dar nu... Important că n-a cristalizat nu, până nu acum. Nu înțelegeți că eu v-am agreat, da. S-a orice discuție pică. Apoi mierea de tei. Am fost doar la tei, la pădure de tei. Și are un gust extraordinar de bun. Deci da, zici că ești în pădurea la... Ce mai mi-a zis? De când vă punem gândrău? Da, asta vară. Da, asta vară. Păi și de ce nu m-a sunat, domnule? De ce nu m-a sunat? Păi nu, păi nu. Eu uite, am așa, da? Și... mă bucur că ați avut încredere și cu siguranță o să mai luați. Eu vă știu de la dumneavoastră, de pe net, am făcut comparări între filmele dumneavoastră în atitudinea dumneavoastră față de alții, una alta... toți. Da. Deci, mă bucur că ați apreciat. Asta e toată treaba și să punem bănuții ăștia aici ca să încheiem problema afacerii. Da. Așa. Și domnul Costin. Lasă. Și dacă aveți alte întrebări, puteți să-mi puneți. Întrebări de apicultură? Ce vreți să mă întrebați? Orice, știți răspund. Ce întrebare am eu să vă spun? Nu am observat la dumneavoastră, în expozeurile dumneavoastră, ce funcționalitate are frezarea aia pe leațul de sus de la RAM. Deci, deduc. Nu le mai folosesc, adică nu vreau să mai folosesc, au fost înainte făcute și au mai rămas niște rame în stup, care eu o să le elimin ușor, ușor. Deci noi preparăm pentru iarnă hrana lor. Le-am preparat, de exemplu, miere cu polen, uitați. Pentru dumneavoastră a primat atitudinea noastră. Am înțeles, da. Deci chiar dacă... problema apiculturii, cum da. Faceți, cum dregeți, toate. Deci uite, haideți să vă spun, chiar dacă noi dăm niște turte, eu trebuie să iau niște turte zilele astea, ca să le dăm pentru iarnă. E mai comod să cumpere acum. Mulți nu înțeleg chestia asta, ce pe cum tu dacă dai turta aia, nu ajunge miere? Nu ajunge, fiindcă ai o consumă cu puietul. Săracu, trebuie să-i explici omului de care nu cunoaște. Eu hrănește, o mănâncă de 20 de ori până când... Că aici am problema cu mulți clienți, că zice, domne, dacă ai pus zahăr în miere, cum să pui, domne, zahăr în miere? Îmi bagi joc de ea, dar mi-aș tăia craca de sub picioare, îmi tai afacerea singur, nu? Cum să zice? Nu se nu discută, fac. Nu fac așa. Mulți nu știu, să pune zahăr. Sunt probleme. Sau uite, mierea. Asta e mierea polifloră, așa se face, așa e naturală, dar nu o preferă nimeni. E polifloră normală, deci cum e asta? Deci uitați, asta e aceeași miere ca asta. Asta e rapiță, nu? Asta e rapiță, da. Că ziceam, vă zic, e rapiță ca aici, știți? Nu o preferă așa, toată lumea o vrea lichidă și atunci sunt nevoit să o încălzesc. Normal că ea poate să-și mai pierde nițel din proprietăți prin încălzire. Providența, albina asta pe pământ și mulți nu palpează adevărul despre albina. Da. Domnul, mie îmi place, credeți-mă, fac cu drag lucrul ăsta. Deci am grijă de albine cu drag. Și plus de asta, și mierea când o vând și uite, duc la cineva acasă, mă duc la bătrân, urc la apartament sus, la etajul care stă și îi duc la ușă. Ieri am dus la cineva, de-abia putea să meargă, de-abia a ieșit din curte, i-am dus la poartă, poftindu-mi, i-am dus mierea. Deci nu trebuie să-mi plătească cineva transportul. Nu, eu mă duc și le duc mierea acasă. Da, e firesc să fie așa și e foarte bine. Da. E foarte bine. Și o fac cu plăcere lucrul ăsta. E trendul ăsta care... Da, o fac cu plăcere. Da. Da, cam asta e. Da. Bine, eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc și ne mai auzim. Ne mai auzim. Și dumbrăvești. Așa, bune. Sănătate. Dacă mă uit în telefon ca în oglindă, gata și pe ziua de azi, deci am dat 3 borcane de salcâm și mă retrag spre casă, deci nu mai am ce să fac. Am mai dat câteva sticluțe de tinctură de propolis. Și cam atât, mă duc, am ceva de lucru acasă, am luat polistirenul, am de cumpărat niște tablă, am de lucrat ceva și cam atât pe ziua de azi.